La mine, acum, problema este alta. Dacă nu beau, mă apucă foame. Adică, uite, de exemplu, mie acum mai mult mi-e foame decât ca să altceva. Și știi, și când mi-e foame, nu mai pot să beau. Nu mai pot să beau, că nu mai intră. Că eu de-aia mă apuc să beau de dimineață. Știi? Până să, ca să nu mă apuce foame. Că eu când beau fericele, nu mai țin nici de frig, nici de foame, nici de dragi, nimic. Mă duc înainte, ca armata rusă. Adică, vezi tu, eu de-aia beau. De frică să nu mai iau foame. Ia. Și tu nu vrei? Nu, că la mine e invers, mă. Eu dacă mănânc, mai pot să beau. Și acum vreau să beau, că dacă nu beau, devin nervos. Și dacă mă devin nervos, deci pot să beau toată băutura din lume, că nu mai îmbăt, înțelegi? Adică o beau degeaba. Bă, dar și ce mă salvează pe mine? Că înainte să mă apuce, dragi, să devin nervos, mă ia și un pic somn așa și atunci fug repede acasă, mă întind în pat, poate am noroc să dorm. Mamă, și dacă dor ziua, când mă scol, mă doare capul rău de tot. Mă rog, vine noaptea, cum se face mâine. Și mâine este o altă zi, Celentano. Bă, mâine este o altă zi, dar mâine ce bem? Asta te întreb eu pe tine. Bă, mâine nu e în 14? Ba, da. Păi mâine vine locația copilor, mai nebunii la cap, la ora 7:30 sunt la poștă, la ușă. Bă, ești prost! Bă, ești nebun? Bă, fericel! Bă, suntem salvați! Bă, suntem salvați! Ne vedem mâine. Mâine e la poștă. La 7. 7:30. 7? 7:30. Să trăiești! Iar și așa. Nagasaki, Hiroshima. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.